Hei, vrei să vezi un show de stand-up absolut decent? Nu doar decent, dar și cu intrare liberă. Vrei să mergi în 99, dar n-ai bani de Teo, Vio și Costel? Eu nu am replică. Eu aveam, dar am uitat-o. Vă așteptăm pe 26 septembrie, show Niște Oameni la ora 9. La club 99. Aș vrea foarte tare să aplaudăm toată lumea care a urcat pentru că e o chestie. Bine! Bravo! Bravo, bă, ai fost Mitrane! Dacă te uiți, te salut, ești genial. Ține tot așa, frate. Fii tu, frate, fii tu. Nu asculta ce zice lumea, Mitran. Exact, nu mai asculta ce zice lumea. Am vorbit cu ăștia acum, nici nu vrei să știi ce au zis. Ai fost amuzant? Hai să tragem podcast. Este doar Virgil, nu? Da. Ha! Muie căcatul. Mi se pare foarte drăguț că eu aveam senzația că Virgil o să inviteze foarte mult de viața când îl înjur de ampulea. Dar nu, adică efectiv le las. Da. Știi care-i coaza? Tu nu ești ca restul. Tu ești nașpa că tu ceri restul. N-am fost pe pit în la mea asta, că repetăm versul. Filmează acolo, go! Îl ai pe Mirica, îl ai pe Drăcea. Tu cum faci glume că ești cantă? Muri, mă! Mi-este atât de rău să nu las pe calea băuturii, că ajungeți ca Mitran Dracu și nu e bine. Ce ne-a trebuit nouă, Doamne, să bem atâta? De ce nu ne învățăm niciodată? Și facem greșeala asta odată la câteva zile. De ce nu ne învățăm? Noi oare nu știm că ne e rău a doua zi? Că știm că o să ne fie rău, dar nu ne pasă. Efectiv, simt că mor. Deschid la reduta, da, pentru Vio și pentru Costel și voi părinți mei să vadă cum o jur pe scenă. Sunteți pregătiți? Să fiți oripilați? Nu. Am emoții. Meerkat. Hashtag Boxzilla. Îi caut pe părinții mei. Biologici. Oh my god, ce excited este taica. Avem o surpriză pentru voi în această seară. Este o surpriză de tip feminin. Este o comediantă din Brașov, chiar de aici din Brașov, nu din împrejurile mele Brașovului, chiar din Brașov, din Pretea. Este drăguță, are un râs cristalin și iubește foarte mult ursuleții, de aceea are câțiva ursuleți în cartierul Bartolomeu, chiar așa. Ai trăit în sau vin așa să te mai? Da, sunt aici. Și vine să vă încânte un număr de stand-up comedy foarte simpatic. 10 minute, hai 15 minute. Cât vrei, cât vrei să stai. 10 minute. Ia, voiam mai mult, dar și noi suntem băieți, știți cum e. În 10 minute cred eu că e destul. Eu așa că e. Așa că primiți-o cu aplauze și căldură pe Ioana Luiza, doamnelor și domnilor! Hey. Vești bune, părinții mei încă vorbesc cu mine după show. We're safe. La Club 99 te poți întâlni cu vedete tot timpul. Uite, Vlad Fleraru. Ia să vedem ce vedete te mai poți întâlni. Ia pe ce tare e de ăștia ca Fabioa, ca Izai. Da. Și cred că a fost pentru că... Și un profil? Stai că asta e partea mea. Începe.
Am o singură sprânceană acum. Da, deci dacă Dan dau sprânceană, wow, îți dai seama. N-ai o singură sprânceană, dar a, o făcută, da. Dar e o sprânceană superbă. E mai frumoasă decât a mea. Dar sprânceanele trebuie să le faci. Wow! Cu albastru? Da. Albastru să fie. E buzear. Un cadou? Ce drăguț! Nu trebuie să-mi iei nimica! Hai mă, termina! Hai mă! La mulți ani! Mulțumesc! Ce faceți, mă, distrușilor? Nu a crezut să existe. Did it bring the pain? Da. Mitran bea lapte, frate. Da. Cum îți dai seama că a venit Mitran la tine acasă? Uită-te în ochii mei în timp ce bănuși balona aia. My first tour, Old Town Road, am în... Ride so I can't no more. Așa merge el. Vrei să zici la oameni de ce ai putră? Ceva mărunt s-a la palatului de ziua mea pe 8 octombrie. Asta-i bună, asta o iei, bă. Deci vrei să zici de ce ai putră? Dă-mi cardul cu putră, hai. Nu, mă, nu, hai, dracu, să merge. Ia, uite, mă, stau. Mitran s-a opărit, săracu, și de-aia merge așa ca o handicapă. S-a opărit la coare, da. Bine ați venit la vlog în ediția în tabără cu Micuțu. Ține acolo, frate. Vezi că e foarte profi pe Miriam. Da? Bă, are nevoie de oameni? Bravo, tata. Uite, ia uite ce sănătos e drăgea. Da, am făcut sport eu cu drăgea. Care, stați în cameră împreună? Da. Facem și sex împreună. Facem tot împreună, de azi înainte. Ce se întâmplă pregătiri de grătar? Eric? Se vede, domnul, o evoluție în stand-up românesc. Numai că nu la noi. Da, dacă vă uitați oriunde în altă parte în seara asta. Eu vreau doar să arătăm cât de fericit e câinele ăsta. Da, ăsta e cel mai noi nu o să fim niciodată așa de fericit. Uite, și nu e dead. It's not dead. Uite, vezi, a dat din lăuță. Everything is fine. Da. Și Boxila, care a renunțat la... Am murit. Interacțiunea umană și uite. Și a găsit altă cățea. Bam, de unde le scot? Să ne speriem Caterinca. Dum 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 dum. Hey. Hey. Vrei să vă arăt la mine acasă? Da. Aici vin uneori și stau și fac așa. Mm. Aici. Cu ce masturbatorul da. Tău? Aici e o baie. Aici e poza cu tatăl meu, John îl cheamă. Haideți să vă mai arăt, haideți. Aici e da? Da. Așa, bun. Și aici să verificăm dacă sunt servitori acasă. E Caterinca. Haideți după mine, haideți, intrați. Aici este băiatul nostru de la bucătărie. Cum e, merge, domne? Da. Merge? Da, pot să vă ajut cu ceva? Da. Haideți, a zis că e gata până în 10. Da, șeful, da, haideți, să am treabă. Mai găsiți, dar așa cum trebuie să mă vă. Poftiți? Aici sunt rudele mele de la nuntă. Ea e Elena, el e Mihai. Aici sunt prietenii lui Elena și al Mihai. Aici e Nae. Nae după ai umor, înainte de ai umor, Nae acum. Același noroc, uitam diferență. Și duceți asta afară, vă rog? Da, bosule, cum să nu? Sănătate, doamne, ajută. Doamne, nu pot să faci nimic să-mi bag pula mea, că am ajuns să-mi ajut angajații de o morție de treabă. Mulțumesc! Nu se mai întâmple, Pablo. Să trăiți! Hei! Salut! În sfârșit, Luiza, în bucătărie! Cât s-ar bucura să te vadă! Cum e, băieți, merge? Nu se urată asta. Toată. Că toată lumea ce stă lui în bucătărie. Da. Toți misoginii. Pare că sunt în plus? Pare. Cum e la voi în bucătărie aici? Am tot atins lucrurile. Ce ai atins de aici? Am atins ăsta. Sriracha? Da. Fine. Am mâncat niște din astea. Crispy fried onions. Aha. Dar știu că vrei să vomiți. Și aici ați făcut salată, ziceți, a? Da. Și e bună, da? Da.
Uda, e spicy o leacă. Băieți, se trăiește bine din stand-up. Merge. Drăcii bogati și drăcii oameni. Mai ziceți de noi că suntem misogini. Uite, Luiza. Luiza, nu, ea și-a făcut unghiile și noi am înțeles-o. Da, și uite. N-am pus mâna Luiza. Ea n-a pus mâna pe mine. Băi, ai pus și usturoi? Nu, dar eu drăcii. E ceva cu usturoi? Zi, zi morți, mă, te-ai pus usturoi. Uda, stau să mă rog de tine. E atât de multă mâncare, Doamne, de vește. Oh, fiulanț. Ziceți, domnul Cosmin. The fuck do you want me to say, eh? Mate. I love you guys and forever and ever. Ești wash niște oameni and see them material and the funny shit because they're funny like fuck, you know? I watch them all the time and I'm not necessarily drunk, but I want to stay at home and have a good time. Cheers, no worries, mate. Cheers, hey, hey, hey. În tabără cu micuțul, ziua a doua, se face grătar, se ascultă sub Carpați și se văd stele, dar ce am făcut eu acum cu telefonul meu a fost complet idiot, eu am crezut că o să prind stelele cu telefonul meu. N-a cadre, Virgil, prostule. La cadru, să știi că... Dar facem tot posibilul să îi ajutăm pe copii să dea cu balonul. Încet! 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 Mai... Aș vrea și eu să amest. Slurpem trei oameni într-un Vladimir, asta se întâmplă acum. Eu zic că e destul de amestecat. Nu sunt un expert în Vladimir, dar mie mi se pare bloody well stirred. Oh, bam! De unde-ți vin? De unde-ți vin? Foarte refreshing. Nu. Hai să dau tutunul de sus. Se scoate tutunul. Așa, se scoate tutunul din pungă. Da, din pauci. Îți scoți un fil. Așa, scoți o păiță, foarte important. Pui aici, desigur. Da. Prinzi bine și partea lipicioasă să fie sus. Adică unde trebuie să lingi? Unde trebuie să lingi? Ok. Arăt-i unde trebuie să lingi. Mamă, și domnilor, prietenul meu, bătrân. Ai stat cu cârje mult, Bogdan. Și încep să... Tot rotești așa, dar strângi dracu bine. Strângi și de la fil trebuie să faci rotundă. Ei, ei dragi. Da. Bagi aici. Ok. Și ți-ai strâns. Da. Lingi. Lingi. Ca la pizdă. Așa. Așa. De-aia e prietenul tău. Da. Ia asta din capăt. Ia să vedem rezultatul. Felicitări, oameni buni. Ta-ra! Bravo. Sunt nou fumați. Astăzi, Mădălin, hai să povestim cum am fost la crowdwork. M-am uitat la el acum, camera. Ce-a fost venit? Foarte tare. Am făcut seară de crowdwork, crowd control cu domnul Micuțule. Și eu am picat în echipă cu Mădălin și a fost super bine. Bă, suntem așa, pe Caterinca, pe așa, am vorbit cu publicul. Bă, am vorbit cu publicul, ne-am descurcat decent, zic eu. Bă, da, unii au zis că ce Caterinca e Luiza și... Mă distruge de fiecare dată. Nu mi-a ieșit la fel de bine ca vouă, felicitări. Chiar a spus amuzant. Cos, și acum grătar, încă un grătar. Ultima. Suntem obosiți, vai moși. Ultima seara, ne despărțim. Mai poți? Mai poți, vreau că-s toate familie. Doamne ferește, deci dacă mai bem. Nu, o să murim. Eu sunt distrusă. Nu, eu
atent. Le dracu de animale, numai șaurma, numai șaurma în capul ăla dacă s-ar putea. A fost frumos în tabără sau nu a fost frumos în tabără? Zi Bogdan. Micuțule. Plană, micuțule. Micuțule. Micuțule, să-ți dea Dumnezeu sănătate, mulțumim. Adevărat, nu-s cetățenia de altă etnie. Ia să-i că bag telefonul în buzunar. Aș mai fi filmat, da. Dracu de drogați. A, uite-i. A, uite-i. Zipă, zipă. Haide să mâncăm un sandwich animalele astea, îți mâncăm și eu, mă, spate, drăcea, ce grație, nu te mor. Trebuie să cumperi astea, ca să am și timp să fumez o țigară. N-ai bani? Da, am bani. Să hai, ca să fumăm și noi o țigară, te rugăm. Ți-a o banana. Și asta. Și bani și, și broșul, da, da, da. A. Și broșul un hot dog. Ești un om frumos, Virgil. Am destui bani? Hmm? Am destui bani pentru tot? 9 lei hot dog, asta maxim 4 lei cu asta. E 9 lei? Mai rămâne și... Ce mizerie. Asta îl face pe Mitran fericit. Un hot dog, o cola și 5 lei. Ești un om frumos. Chiar arată bine. Ce zici, Mitran, te faci pulă în țara asta? Nu facem, nu dăm un tur de After Hills așa cu tine, Beat? Că publicul așteaptă. Face un dans, un mic dans. Te-ai băgat vreodată la un concurs din ăsta? De mâncat hot dog? Pare că îți poate timp bun. Man, trebuie să plecăm de aia. Da, de aia. E la al patrulea, de fapt. Ai ajuns la oraș, nu? Faci poze. Adevărul că merită. Băi, e frumos. Unde ești? Hmm? Unde ești? Zi-mă, prezintă un pic locația. În Iași suntem la hotel. N-ai ținut minte nimic să-mi bag pula din tot ce ți-am spus. Ba da, mă, am înțeles. Că lângă ăsta e molul. Dacă n-ar fi floci ăștia așa puțin, ieși și mai derutat complet. Adică chiar fac e, și ai degete lungi. Asta... Îți place cum se simte curvo. After Hills cu Mitran și Șurubel. Dă-te-n pula mea că suntem cu Șurubel. Andrei Lăcătuș. Întrebare pentru tine. Cine e cel mai șmecher om din radio după tine? E foarte greu de răspuns la asta, că înainte erau oameni de radio care spuneau ceva la radio și toată lumea era gen Andrei Gheorghe din ăștia? Gen zicea Gheorghe ceva și te uitai în gura lui, știi? Da. Sau... Și acum poți să zici că au rămas cumva, că au rămas, e un trio și au rămas așa, Robovski a rămas, da. A rămas Exarhu și sincer eu am avut așa o admirație și pentru Craioveanu mult timp. În momentul ăsta mai face emisiune la Smart FM. Dar dintre ăștia noi și cum am crescut noi și cum am încercat să punem omul de radio pe un piedestal, n-am reușit. Nu cred că e cineva care a reușit să facă. V-ați dorit chestia asta? Adică nu e oare... Domnule Șurubel, nu e oarecum mai ok apropierea de oameni față de a fi pus pe un piedestal? Adică decât să se înalțe un oarecare zid între omul de radio și ascultători? Sergiu Floroaia, okay. Apropo de la Sergiu și Andrei. Oh my god! Este drăguț aici. Bă, ce unghi frumoase ai, Virgiliule, să mă... Mulțumesc! Virgiliu! 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 Zi tu, da, prezintă ce trebuie să-l vedem. Dar ce, cum e? Daniel Frâncurescu va zice să moară mama cel mai repede posibil. Și strigat. Și strigat. Băi, s-o mă, ce pune? Nu, 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 mai spre, ca un leu, spre da. Cer dă-o. Popescule, s-o mă, n-am pune. Oricât de repede o dă, auzi, auzi. Băi, Virgiule, s-o mă, ce pune? Virgile, Virgile. Gata jobul de zi. Suntem cel al doilea. Face podcast. Oh my god, bani. Doamne, de unde au oamenii ăștia atâția bani? O, 50 de lei, doamne, băi. Și încă 50 de lei. Mergeți-mă la bobonete de bani. Mulțumim oamenilor care au venit. Nu, noi vă mulțumim.
Bani, bani, aici, cutia, aici, aici. Nu are nimic. Dar chiar mă cazat cu ce te-ai ajuns, cu toate în gura, acum doar ne filmezi pe aia, păi alte des, câți bani dădeai tu? Aoleu, dar chiar cazat cu, tu erai. Da, da, da. Cum vi s-a părut show-ul? Dacă e de vorba de plată în acolo. Care show? Vreau să-i mulțumesc organismului meu că nu m-a trădat. Să vomit sau să mă cac pe mine. Da. E că ați venit, sper că v-ați simțit bine. Pentru Mitran. Da. Okay? Da. Ghiciu, unde sunt? Vaslui, tati. Ia de aici. 1080. Ținută de oraș, clar. Și un mic snack pentru drum. Yam, yam. Mitrane pentru tine, tati. Oh, cum se pare, Victor, să dansezi pe piesa cântată de tine? Wow! Wow, mi se pare Ascultăm. You punk ass white boy. Așa arată un. Da. Am pus aici. Da. Wow, mică, mică, cum te-ai scoat? Hai mă, stai și jos că e mult mai ușor. E foarte confortabil. Ia uite bă, așa și curăț aici. Mi s-a van. Hai să vedem dacă tu filmezi live, unboxing live la cameră. Mă descalț. Bă, eu intru în călța că na, sunt musafir. Ce? Mere. Te așa pe un coș cu mere. Lista cu prețurile. Fistic. Îți dai seama că ești la 5 stele când poți să comanzi fistic, nu alune. 14 lei o apă cu aia. Wow! Uuuu, băcuțe! Ce ciudat mi se pare să faci contact vizual cu animal care se piși sau se cacă. Eu nu știu ce ai trece prin capă. Da, ești așa, parcă e ciudat. Crezi că te observă sau se uită prin tine? Cred că te observă. Încercăm mâncare, așteptăm mâncare. Bă, Victor, cum te simți să fii la separeul artiștilor? Băi, mă simt că mi-este foame și vreau să mă... Așa mă simt. Hei, salut, mâncare. Sunt Lucie și Andrei de la Kiss FM acolo și tu faci clip cu mine. Păi stai, mă, că ca și... E la intimidare, ne prefacem că filmăm acum și apoi zic, hei, nu vreți să apărați în filmarea noastră, noi tocmai ce filmam. Ce se întâmplă aici? Ce bă, ideea e că da, mi-am dat seama azi dimineața că noi ne-am distrat super tare aseară la vlog cu toate pizdele alea, cu toate drogurile alea pe noi, mamă, pentru câteva ore cred că ai și uitat că ești însurat cu copil acasă, mocane. Da, frate, da. Bă, te-ai distrat, frate, ai văzut mult. Da, frate, a fost nebunie. Andrei, nu te uita la asta. Salut! Vreau să facem vlog. Doar pe tine. S-a primat pe el și a zis salut. Vezi de ce nu-ți bune drogurile? Hei, sunt eu și cu prietenii mei aici. Aici este locul în care se căsătoresc oamenii din Brașov. Și se căsătorește voi meu cu căruca. Și sunt super excited. It's nice. It's very nice. Ia uite-o pe soră mea! A mea nu te lăsa. Chiar dacă viața e grea. Stop. Hei, Virgil. Hei, Virgil. Cine e Virgil? Ești preferatul meu. Dar cât am stat în cameră. Bă, da, și cu ocazia asta. Te rog, ia cuvântul. Bă, nu, bă, că apoi zice că eu am început. Nu. Facem un nou hashtag. Eu pot să zic, prin noi încă. Bă, la multă muie, știu, înțeleam prost. Bă, la muie. Muie, băra, hashtag. Da, muie, Victor. Muie, băra, trebuia să fie cel la 1 futute în gură. Și Mitran, dar mai puțină muie, dar și el muie. Da, și Mitran. Și el. Muie, Mitran, și eu știu, înțeleam prost. Iară vine ciufulit. Vai morții lui. Știi când apare că e mahmur și arată tot timpul la fel? Dar el arată, nu arată niciodată bine, gen să pară gata de ceva, gen că și cum s-a sculat și eu 9 zi.
Și sigur o să vină cu povești din ala despre cum oribil a fost în club ieri și că l-a obligat Ana să stai, doamne, de abia l-aștept. L-a obligat Ana să danseze pe cuburi, și oribil. Fucking hell. S-a întâmplat ceva ciudat acolo. Da. Gen oameni. Dude. Cred că și ofensiv. Și ofensiv. Oameni care se distrau. Cringe. Jesus fucking Christ, nu mai merg niciodată. Dude, man. Man. Nu înțelegi. Da, frate, dar e ciudat. Oh my god, e ca și cum e aici. Și asta, dacă nu știu cum intra, n-are stilul ăsta agresiv așa. Te vorbește foarte mult și n-ai timp să zici, să gândești ce vrei să-i înveți. Îmi place să vorbesc cu el, dar sare în ceartă repede, așa. Deci nu are îi răbdare. Îi place să certe. N-are răbdare e țață. Să discute, da. E țață, nu? Țață. Și cum e la bilet în control? Am fost la biletă. Am fost la biletă. Te-ai mai dus cu altcineva? Nu, Ana era cu alții. Știi ce place să stai într-un col să te uiți? Pervers. Pervers e Mitra, mă. Dar lui nu se mai scoate de la țigări de 8 ani. Și fumează de 30. De unde știi? De la măta? Ia bagă cârge. Întreagă. Eu vă dau să faceți o glumă. 5% sub de căpșuni. 5% sub de căpșuni. Obținut din concentrat. Jesus fucking Christ. Bă, dar n-aș cumpăra niciodată. Nici eu. Și totuși un pay. Ce se întâmplă? El a ars până acum accountată și a scos copiii în oraș și a început să vorbească cu ospătare așa foarte bine. Adică boxilă. Da. Și eu zic că pot să fac mai stânjenitor decât el tot ce se întâmplă. Da, cu siguranță pot, dar eu voi trusa. Nu o să fac. Vai, ce repede la ei, și-au venit și berile. Oh, no. Mulțam. Mersi frumos. Domnul ia păsări, să facem la urmă. Oh, no. Ce-ai făcut? Adi, omul cu apă mai cu de la Brașov, care ne dă șoturi! Arată foarte bine, da. Arată... Bă, da, pentru jar, frate, să nu... Pentru jar! Pentru următoarele apă mai cu. Te rog frumos, vorbește, cred oamenii că ești mută. Nu, uite. Nu vreau să zic că sormea are un preferat din niște oameni și că nu sunt eu. Și că e. Și și Mitran aici. Cu Ana. Hei, Ana. Am prietenă internet. Uită-te la ea. Întoarce-te, Ana, dă-ți tricoul jos. Și zic că nu te-am plătit. Awkward silence. Ce nu știu. Asta o să fie editată și explozii de la Virgil. Asta voi să faci. Hai. Hei. Hai. 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 Gay! Ia, thanks, though. It's dick. It's something. Bam, arăsana, ia pula. Asta lipsa. Snappy comeback? Ce matur ești, domnul Pablo? 8 lei? Săracilor! Scuză-mă pe mine, bă, că te-am jignit cu prețurile astea! E Uber-ul 8 lei 30. Bă, noi trebuie să-i pornim mașina să o și reparăm pe drum, de-aia e atâta. În cât timp vine Virgil? Cred că acum apă. O să-mi scot pistolul. Virgil e deja aici! Bam! Bă, dacă e transexual, mă mâncăm și a deschis picioarele să moară mama. Asta e thriller. Dar pare că este în disconfort. Dar pare că e prinsă gura pe dinăuntru să stea deschis. Ce fals zâmbește, săraca. Of. Uite dezamăgirea părinților, vezi? Mama, dacă își deschide picioarele, o să fie grav. Bă, dar ce se toți bate acolo așa? Are curul lipit de când am perce, nu se umută deloc. Oh my god, oh my god. Ah, și cearceapurile salve, oh no. Bă, are pune, sigur. Da, ia uite, mărul lui Adam. Ia uite, tata. Ia uite, mă tărânga.
Dar uite, parcă e muzica asta de treabă aceea, da? Da, exact. De știri. De teleenciclopedia, da. O, ce urmează? Next. Pe scurt. Cine are clamidia? De ce faci de fi? Toată lumea. 16? Asta e cu doar 16 ce e cu povești? Sentimente. That was fast. Cam viață. Și mie îmi place din nou. Uite ce băiat finuț. Uite cum să nu crezi că ăsta respectă orice drăgășoară. Ăsta înseamnă că ești tu la el. Uite ce frumos. Bă, dar ăștia se put toți așa în 5 minute? Da. Se cam trebuie. Stai mă că doar așa, da. Michael, no. Au, fute ce bă, cine e ăla, mă? E pitic sau ești ca un curățat? Da, nu te-a plăcut. Să zic după ce opresc la filmat. Meant to be se cheamă, mă. Mănânci cu mâna aia cu care ai dormit la pula mea, da? Exact. The crown jewels. Apărat. Eu să moară în câteva zile. Urăște ce face. Cine ne vrea să fie costumat în Mickey Mouse la 30 de grade afară? Face natură, frate. Da, frate, e natural, natură, frate. Mem, ce prăjeală. Se trage podcast, se trage podcast. Ia uite, uite. Pregătitos. Regizor acolo. A pus ochelarii de regizor cu frunte de regizor. Zi, Luiza. Hei, eu acum vreo 3 ani de zile am făcut ambalajul ăsta și am dat numele ăsta, se numește cutiuța cu brânzici. Nu este un nume drăguț? Le găsiți în Carrefour și pe ambalaj scrie. Eu nu garantez credit pentru ce gust au, dar e drăguț numele. Da. Sunt și albastru și galben. Yay! Bye, Luiza. Bye! Bye, Luiza. Bye, face boxing la paste, face boxing la paste. And when it's over, I probably run though. Ai, you talk a bit. Bă, ai o femeie aici, am intrat. Ce ne faci boxing la ea? Ia prezint-o un pic. Să facem un mic, un mic cooking show. Faci în pula mea pe duap, că ești șor, dă-te în pula. Așa, zi. Facem paste. Paste. De ce fel de paste? Cu ton. Super bune. Știi să vorbești în italiană, Boczila? Nu. Și în primul rând ce facem? Tocăm foarte mărunt, nu? Prima oară fierbem pasta. Și apoi presărăm puțină pisică. O, double pisică. Uite, te o fac mireasă. Asta e calculată? Mireasa mea, în noaptea asta, să ne iubim ca doi nebuni. Cântă, fă aici. Am greșit. Ce vreau? Am pus cola normal. E yeah, ok. Da? Nu vrei să-ți fac altul? Nu. Da, fă-i. Ce faci? Dă-mi mie, dă-mi masa. Nu, las că beau cola normal. N-ai pus bani, Mitran. Despre asta e vorba. Și ceva, o să plătesc cu prietenie. Ce faci? Ce faci? M-a luat. Da. Cheers, Dan. Cheers, no worries. Așa m-am păsat rău de asta. Trebuie să fie așa afectat. Uite așa. Sărăcie. Un mic prequel pentru rebelionă. Da, așa o spune la rebelionă. Și Mitran o să facă freestyle. Ia zi, Mitran, cântă-ne ceva. Hai. Aici abitul. Frate, nu mă lua prin surprindere, pentru că așa nu prea am prindere. Artificii, bum, bum. Piu, 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 Virgil. Familia tradițională. Ce faci, Mitran, acolo? Ce faci acolo? Trimit mail-urile aia bine ca să programez și ori, lucrez. Deci pe pariuri, să înțeleg. Tu să le iau pe ăsta ca în Titanic, așa pe la spate, să-i ridic mâine, da? Fața ai. El nu știe că e pisică. Uite ce grăsanie. I'm losing my mind. Sigur, dacă nu merge cu stand-up-ul meu 30 de pisici și asta o să fiu. Zi, niște oameni? Zighi, niște oameni? Niște oameni? Oh my god, Virgil? Oare unde e Virgil? Oh
Sărbătorim o nouă înfrângere alături de echipa națională a României! Ei nu știu că sunt pisici. I am so lonely. Bun, în sfârșit, n-am venit degeaba pe stadion. Că echipa de rezervă a Spaniei se încălzește după meci. Asta înseamnă să fii profesionist. Și la noi se încălzește. Uite, aici meci adevărat. Mirica, abia aștept. Bă, e foarte mare jeghe, mașina e cum e sufletul meu. Bă, asta de lângă era mai murdar, ai parcat-o bine. Am citit doar prefața, Mirica. Ha! Ești gata? Ești îmbrăcat? Vrei să te prezi un vlog dezbrăcat? Woo! Vrei să afli cheia femeilor puternice și independente? It's my dick! Pe tunelul către clinica de donat spermă. Uite, o, oh, baie, Mergem la Ferrari. Mergem la Ferrari, frate, că noi suntem țuraci. Atât, exact, că noi. Că noi, eu trebuie să iau pe sormea de la Ferrari, pentru că sormea dansează. Nu dansează pe mese, că nu-i ca mine, e she's better, she's better. Ea are o șansă în viața asta. Mi-au zis părinții mei că cum de s-a apucat Mircea să plece la București, că el e singura părinți. Ce au zis părinții lui? Noi măcar, băi, avem un copil. Asta a spus, ai că... Gata terapia? Da. O seară bună, sănătate, numai bine. Ați crezut că v-am mințit? E oribil! Dar cine a făcut 200 de lei? Bam! Nu? Nu? E super multă melteneală, deci, bă! Uite, uite, acum se vede, uite, uite ce drăguț e! Am lansat o oră și a fost oribil și am lansat cu oameni beți, cu publicul, dar uite cum arat! Ia. E super drăguț! Yay! Cerbul ăla este cel mai urât lucru pe care l-am văzut vreodată. Cornel! Cornel? Nu eu, ce să explic eu, oamenii care organizează aici, așa i-a spus Cornel. El e Cornel. Hai să plecăm. 4.000 de locuri. Full house. Care-i treaba cu zebrele? Și nu mă refer la alea din oraș, mă refer la animale. De ce ne plac zebrele? Acolo sus se slei. Scuze, e cap sau bombă? Bombă, bombă! Bombă, bombă! Bă, a meritat. Gata, suntem pregătiți de viață. Pregătiți de pneumonie. Mai trebuie acum.